dimineața și bun găsit la un moment fast care marchează progresul în derularea unor contracte menite să dea României infrastructura medicală pe care o merită și de care are nevoie. Importanța momentului este confirmată de faptul că ne aflăm pentru ceremonia de semnare a declanșării fazei întâi de construcție a spitalelor regionale de urgență Iași și Cluj la Palatul Victoria. În prezența premierului României, în prezența ministrului Sănătății, în prezența multor oficialități care doresc să împărtășească cu noi acest moment, alături de românii care ne urmăresc în clipa asta și de colegii de la presă. Tuturor le mulțumim. Ca să intrăm direct în procedură, îi invit la masa de semnare pe domnul ministru al Sănătății, Alexandru Rafila, pe președintele Agenției Naționale de Dezvoltare a Infrastructurii în Sănătate, domnul Adrian Popa, și am să-l rog pe premierul României, ca și cu alte ocazii, să supervizeze semnarea acestor contracte, în cazul Iașului, alături de prefectul județului Iași, domnul Bogdan Cojocaru, și de europarlamentarul Dragoș Benea. Pentru Iași, pentru că cu județul Iași vom începe, îl invit pentru a semna acest document și pe reprezentantul constructorului, domnul Mihai Florian Vaida. Vă rog foarte mult. Este un proiect care merge cu fermitate înainte și abia aștept să aflu din discursurile care vor urma acestor ceremonii și detalii despre cele două spitale și despre alte proiecte care sunt în diverse faze de implementare pentru a da România infrastructura medicală. Acum vă rog o fotografie alături de oficialii care au supervizat această ceremonie. Poate să venim în fața mesei? E o sugestie, dacă doriți? Nu? Așadar, putem considera faza întâi de construcție a Spitalului Regional de Urgență Iași declanșată. Sigur. Mulțumim. Și cu promptitudinea cu care sper că se vor derula și lucrările de execuție, continuăm imediat cu județul Cluj. Pentru Spitalul Regional de Urgență de acolo și îi invit pe domnul senator Vasile Dâncu și pe secretarul general al Guvernului Mircea Brudean alături de premierul României pentru a superviza această semnare, iar alături de ministrul Sănătății și de președintele Andis îl invit pe reprezentantul constructorului proiectului de la Cluj, pe domnul Cătălin Podaru. Nu este altă fotografie la fel de importantă pe care clujenii sunt sigur că vor dori să o vadă. Și acum am să îi rog pe prefectul Clujului și pe domnul europarlamentar să vină pentru o poză generală.
Perfect, mulțumim tuturor. Repet, cu așa viteză vrem și execuția proiectelor să se desfășoare și pentru o mai bună punere în context, am să-l invit pe premierul României, domnul Marcel Ciolacu, să ni se adreseze. Bună dimineața! Întotdeauna când vine de vorba de construcții, de infrastructură, mai ales în sănătate, e un moment de mândrie. Vă spun, fără nicio reținere, ca și prim-ministru, e normal să fiu mândru alături de echipa guvernamentală, dar parcă am o jenă de a mai vorbi încă o dată despre spitalele regionale. De 15 ani de zile, toți politicienii din România, toate guvernele din România, toți miniștrii sănătății au vorbit și și-au pus în oferta electorală cele trei spitale regionale, respectiv Spitalul Regional de la Iași, Spitalul Regional de la Cluj și Spitalul Regional de la Craiova. Parcă este un moment, când îi văd și pe reprezentanții constructorilor, e un moment care pare un pic ireal. Și pe domnul președinte de la Andis, care îl felicit că împreună cu Ministrul Sănătății au parcurs toate procedurile, cred că ați avut și contestații, nu știu, ar fost culmea în România să nu existe contestații, și în sfârșit am semnat construcția la două spitale regionale, la cel de la Cluj și la cel de la Iași. Urmează, din câte am înțeles, săptămâna viitoare de la domnul președinte Andis, domnul Popa, am înțeles că săptămâna viitoare urmează să închidă și procedurile la Spitalul Regional de la Craiova. Vorbim la cele două spitale de o investiție de aproape 7 miliarde de lei, deci aproximativ 1,5 miliarde de euro. Bani prinși în PNRR, în schimb, cunoașteți la fel de bine ca și mine că termenul de execuție este unul scurt. Avem termen de implementare la PNRR, ei și domnul ministru al fondurilor, în acest moment până în anul 2026. O spun și cu mândrie, dar și cu o anumită reținere, în sfârșit, am găsit înțelegere și am găsit o echipă determinată să finalizeze o promisiune de 15 ani de zile, acum 15 ani, 15 ani, cred că domnul ministru o să ne dea mai multe lămuriri, acum 15 ani s-a făcut primul studiu în ceea ce privește celebrele spitale regionale și normal cam am mândria, guvernul condus de mine împreună, repet, cu întreaga echipă și cu domnul secretar general și cu domnul ministru, am reușit până la urmă să finalizăm procedurile, urmând ca constructorii să finalizeze construcția propriu-zisă și utilarea acestor spitale regionale. Vă felicit și nu pot să vă urez decât succes. Domnul ministru. Mulțumesc, domnule prim-ministru, și îl invit, așa cum ați spus și dumneavoastră, pe domnul profesor Rafila, ministrul sănătății, să ne dea mai multe informații. Mulțumesc, domnule prim-ministru, domnilor miniștri, doamnelor și domnilor invitați parlamentari și nu în ultimul rând reprezentanții Universităților de Medicină și Farmacie din Iași și din Cluj. Cred că mesajul puternic pe care trebuie să îl dăm cu toții, pentru că de data asta este un mesaj adevărat, nu este un mesaj demagogic, este următorul: România construiește spitale, fie că discutăm de spitalele din Programul Național de Redresare și Reziliență, care ați văzut de la domnul prim-ministru, au un termen relativ scurt de realizare, fie că discutăm de aceste spitale regionale, care din fericire au un termen puțin mai lung și au o sursă de finanțare diferită, le construim. Asta este lucrul cel mai important și vreau să vă spun un lucru.
ca să înțelegem exact contextul, la sfârșitul anului 2021, când am venit la Ministerul Sănătății, toate cele trei proiecte aveau doar studii de fezabilitate și nu erau realizate procedurile pentru realizarea proiectelor tehnice. Am reușit să le finalizăm. Proiectele tehnice au durat circa un an de zile pentru fiecare dintre cele trei spitale. Au fost încheiate. Sunt proiecte foarte complexe, aceste proiecte tehnice. Necesită foarte multe tipuri de autorizații din partea autorităților locale și cred că trebuie să le mulțumim și autorităților locale pentru faptul că toate aceste avize și autorizații au fost obținute. Și am finalizat licitațiile pentru începerea propriu-zisă a construcției la Cluj și la Iași, urmând ca în perioada imediat următoare același lucru se întâmple și pentru Craiova. Termenul de execuție este de, cred că de 48 de luni pentru aceste spitale regionale, care sunt cele mai complexe din România. Și în primul rând aș vrea să încep să enumăr și să mulțumesc, în afară de cei pe care deja i-am menționat, de la nivelul autorităților legale. În primul rând mulțumesc pentru sprijin domnului prim-ministru și Guvernului României. Vreau să mulțumesc echipei de la Ministerul Sănătății, domnul secretar de stat Rogobete, președintele Andis, domnul Popa și, nu în ultimul rând, așa este oarecum simbolic, doamnei director Cristina Gafton, care se ocupă direct de aceste proiecte și care este ieșancă. Probabil că a fost o asociere foarte fericită și cred că trebuie să ținem cont nu numai de dezvoltarea construcției și dotării acestor spitale, și de asta sunt și reprezentanții Universităților de Medicină și Farmacie din Iași și din Cluj aici, pentru că pregătirea resurselor umane, trainingul, încât tinerii medici să poată să lucreze în aceste noi spitale, să le opereze. Ele nu sunt muzee, ele sunt furnizori de servicii de sănătate, au costuri mari de operare și atunci trebuie să furnizeze și servicii la nivelul tehnologic pe care îl vor avea. Vor fi cu siguranță cele mai avansate spitale din România și probabil că unele dintre cele mai avansate spitale din Uniunea Europeană ca și nivel de furnizare al serviciilor, deservind zona Moldovei, zona Transilvaniei și Oltenia. Sigur că Bucureștiul, de exemplu, care are multe spitale de urgență, poate să facă față în alt mod, dar cu siguranță și în București e nevoie de noi instituții spitalicești care să corespundă acestor standarde de calitate a îngrijirii pacienților. Aș vrea să vă mulțumesc tuturor, să fiți convinși că spitalele sunt pe drumul cel bun. Sigur, nu poți niciodată să spui că lucrurile sunt bătute în cuie, sunt sigure, dar noi am făcut pași decisivi care, în mod normal, pun aceste spitale pe un drum fără întoarcere din punct de vedere al realizării lor, al construcției, al dotării și împreună cu Universitățile de Medicină și Farmacie, al furnizării de resursă umană calificată pentru ca să poată să lucreze în aceste spitale, până la urmă în folosul cetățenilor din România, din toată România, nu numai din unele zone ale României, și lucrul ăsta am ținut cont totdeauna și dacă am discutat de PNRR și dacă discutăm de spitale care vor fi construite din împrumutul de la Banca Europeană de Investiții, încât cetățenii din România să aibă acces cât se poate de apropiat, din punct de vedere al calității serviciilor, la aceste servicii medicale de care toată lumea are nevoie. Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru încredere domnului prim-ministru. Mulțumesc. Mulțumesc și eu, domnule ministru. Știți că cred că românilor le plac ceremoniile scurte și eficiente, e multă treabă de făcut. Acum am uitat la dumneavoastră, ar mai fi foarte multe persoane de recunoscut. E un mare merit să fie ajuns până în această fază, cum a punctat și premierul. Dar avem mult până să predăm și cheile spitalului celor care beneficiază de ei. Credeți că e momentul să mai punctăm acum ceva sau să ne punem pe treabă? Că e ziua lungă. Ne punem pe treabă, da? Vă mulțumesc foarte mult pentru participarea la această ceremonie. Spor la treabă tuturor!